Salutare, povărașii mei, și bine ați venit la un nou video. S-a băgat de dimineață alergătura aferentă zilei de marți. Surprinzător a vrut și Ela să vină cu mine pentru a doua oară. A alergat tot așa 3 km pe care i-am alergat împreună. După care am mai continuat eu singurel să alerg încă 7 sau făcut 10. Dacă nu m-ar supăra genunchiul ăsta drept, cred că aș alerga 100 de kilometri fără niciun fel de problemă, pentru că corpul duce, mai puțin partea asta a corpului. Trebuie să mă duc să-i facem un RMN, o radiografie, o ceva, să vedem dacă e ceva în neregulă cu el sau pur și simplu se adaptează mai greu în calar tata. Eluța a trebuit să plece puțin, își face un control la ochi, că e nevoie, să vedem dacă se întoarce sau nu cu ochelari. Iar eu am rămas aici de gardă să o supraveghez și să o ajut pe Evuța, dacă e cazul, la teme. Au. A făcut deja două exerciții, ai făcut sau ce ai făcut? Câte mai ai? Ce mai ai? Ia zi, La informează-mă. română. La română, da. La matematică n-ai nimic azi? Sau Ba tot pe da, asta e carte? matematică. Asta e Da, română. matematică, asta. Am înțeles. Astăzi v-a dat teme doar pe carte? Da. Da. De obicei se ocupă el, a? Dar acum ne mai aducem și noi aminte așa cum era matematica și româna de clasa a doua. Hai să vedem. Sper să mă descurc. Până acum s-a făcut exercițiul 3, 4 și 5. Completează cuvintele cu grupele de sunete. O, a, u, a, i, a, e, a, e. O, a, u, e, i, a, o, a. După aia niște propoziții sugerate de imaginile astea și colorează cu galben despărțit în silabe, bla bla bla. Atât ai avut sau mai ai? Mai Gata? Ai am. terminat cu româna? Da. Go matematica! Stai mă, dă-mi la pagina unde ai. Deci ai pagina asta, pagina asta și Pagina atât. asta întreagă, aia întreagă. Mama, că tare exerciții la matematică. Da, cred că sunt ușoare. Deci ai două pagini întregi, de la 1 până la... A, nu, până la 7 aici, fără 8, și aici de la 1 până la 8, până la 10, toată pagina. Asta nu e Cu toată poze, pagina. cu desene, Nu cu cu... toată pagina, în Nu... afară de A, 3 n-ai și 3 și 4. 4, am înțeles, da. Hai, dă-i drumul, Da. calculează, 7 plus 2, repede, cât fac? 7 plus 2 e 9. 37 plus 2, repede, cât fac? 39. 7 plus 52, cât fac, repede? 59. Ai ajuns la adunarea cu 9 sau ce ai ajuns? Hai că s-a descurcat. Merge repede, hai să vedeți și repede. Ne este și 7 minute. Până la și jumate s-a dus. S-a terminat tot. Hai că a durat un pic mai mult decât am zis eu inițial, pentru că ne-a Da, trimis mai avem. doamna mesaj cu ce teme are și mai avea niște teme pe care nu le-am observat noi, că erau acolo notate pe cărticele. Și De-aia se ocupă el de treaba asta, pentru că pe bubuie capul după o oră 40 de teme. Nu mai vreau, de am trecut peste vârsta asta și nu vreau să mă mai întorc la problemele din clasa a doua. Hai că mai ai două și termin, mai desparți în silabe niște cuvinte, mai scrii niște cuvinte cu sens opus și se fini. Se fini the homework pentru astăzi, de fapt pentru mâine. O așteptăm pe Ela să ajungă acasă. O echipăm pe Eva de tenis, mergem, o ducem pe Eva la tenis, după care mergem să o luăm pe Eliza de la grădini, mergem să o luăm pe Eva de la tenis și ne întoarcem acasă și poate mai ieșim un pic la o plimbare să ne bucurăm de zilele astea, că tare frumos mai întârzie să dispară vara asta. Ah, ce bine! Gata, domnișoara, îmbrăcată de tenis, între timp a venit și mama acasă, care, voilà, n-are ochelari! Da, n-am nicio problemă mai exact, nicio Probleme problemă. inventate avea ea, de fapt. Da, erau inventate, ce m-am plâns că nu văd. Pe de ce te duci la control? Că a insistat, rog să Mergem la tenis, luăm și dronuța cu noi, pentru că nu bate vântul și e frumos afară și poate luăm niște cadre drăguțe cu Eva în timp ce joacă tenis. ce drăguț Da. atașe. Și cu motociclistă. Nu mergem cu scuterul, că trebuie să iau și pe Eliza de la grădiniță și n-avem loc. Mergem ca în India. Toți pe... Hai, let's go!
Ia să-mi ziceți voi în comentarii, au ieșit drăguț sau n-a ieșit drăguț cadrele cu drona. Bă, face super puțin zgomot. Inițial n-am vrut să mai filmez, că jucau și pe terenul de lângă, am zis să nu deranjez cu drona, dar se auzea super mega încet. Și cred că au ieșit niște cadre foarte, foarte cute. Am făcut și un scurt live pe canalul secundar, unde am anunțat că o să dăm luna viitoare drumul la live-uri. O să mai fac un live de test și de pe calculator. Mi-a plăcut de voi acolo, puținei ați fost în live, nici nu voiam să fiți mulți acum pentru că era un live de test. Dacă vreți să-l vedeți, încă se află pe canal live-ul. Găsiți link către canalul secundar care se va transforma în canal de live-uri în descriere, Adrian. Pe numele lui. Ne grăbim să luăm pe Lizuca de la grădii. Mai trebuie să mă opresc, au niște pâine și ar trebui să ajung la mall să-mi duc niște costume la curățătorie / spălătorie, pentru că urmează să fie povunaș. Avem un botez și trebuie să duc să fie toate pregătite, curate, aranjate. Hai să luăm drăguța de la grădii. Nu mai poate, a obosit. Gata, a recuperat și copilul cu numărul 2. Bună, Eliza! Bună! S-a lipit și Eva acolo de un cornuleț, pachet rămas de la copilaș. Ne pornim spre casă. Pe lângă pâine am mai primit mesaj, mai cumpărăm și lapte de orez. Mamba! Până ajungem acasă, mamba, facem cumpărături în toată regula. Gata, mă, dau și ție mamba. Dar te rog frumos, trebuie să spui. Te rog frumos, eu vreau portocaliu. Nu desfacem, decât când se termină ăsta galben, îl desfacem și pe la portocaliu, bine? Gata, se face împărțeala și am pornit. Hello, my beautiful wife, what are you doing today? Good for you, bad news. Era inventar aici de unde îți luam lapte de la obicei și doar acolo aveau vis-a-vis. Dar vreau să dau o fugă până la mall să îmi duc alea la curățătorie și poate ți iau. Mă opresc pe drum spre mall. Oricum nu avem nevoie mult de pahar. Oh, doare, oh, doare capul de la fugă, de la alerga. Se pupă părinții și nevasta. Și ia uite cum vin, ia uite. Un pupic nu se poate da în casa asta, că vin toate obrăjoarele să fie pupate. Tovarășa. De unde ai auzit tu, mă, cuvântul ăsta? E un cuvânt pe care nici tati nu prea l-a prins. Gata, s-a rezolvat repede, uite aici în spate, curățătoria Tomis, nu e reclamă, nu e nimic. Doar că a costat foarte ok, 207 lei, 2 sacouri, 2 pantaloni, 2 cămăși și o rochiță pentru botez de copil. La mall, când mă duceam și unde mergeam de obicei, cred că dădeam atât doar pe un singur costum. Deci căutați astea mai de cartier, că au prețuri mai bune. Și avea review-uri bune pe Google, deci vedem când le ridicăm dacă au făcut și treabă bună de bani ăștia. Hai acasă! Ce ușor ar fi dacă aș putea merge tot timpul anului și cu copiii după mine pe scooter în mai puțin de jumătate de oră. Bam, bam, am dus și alea la curățătorie, am luat și lapte. Ele, i s-a stricat un pic freza, dar nu contează. Hai să mâncăm acum. Băi, dar ce mă bucur când te văd cu câte o cărticică și nu cu telefonul. Da, de câte ori ai citit cărticica asta? De câte ori ai citit cărticica asta? 10 ori. Doar astăzi? Am fost și am făcut masajul aferent după alergare. A intrat minunat. Și vă tot ziceam de genunchiul meu drept, care mă supără atunci când alerg. Am vorbit și cu băiatul care îmi face masaj, că e în domeniu și se pricepe. Mi-a zis că foarte puțin probabil să fie vreun tendon și mai degrabă e un mușchi care atunci când e supra-solicitat îl simt acolo că mă doare, pentru că în rest nu mă doare. Deci acum nu mă mai doare genunchiul, e perfect. Primii 4-5 km nu mă supără, nu mă doare. După aia începe să mă jeneze acolo. Sper în timp să se obișnuiască, că n-am de gând să-l las. Și să se obișnuiască și să nu mă mai supere, că vreau să particip și eu poate la anul la un half maraton și poate să fac și un maraton în viața asta. Așa, ca să le bifez eu acolo. În rest, sunt mulțumit să alerg așa câte 5-10 km când o să mă apuc și de sală de 2 sau de 3 ori pe săptămână. Mă simt excelent și pe lângă că este bine pentru corp, pentru mine e bine și pentru cap. Pregătesc băița fetelor, le băgăm la băiță și la nani, că de mâine din nou școală și grădiniță!
Vă mulțumim că v-ați uitat și astăzi la noi. Vă pup, popovi, ne vedem jos în comentarii. Mergeți, băgați și un subscribe pe canalul secundar. Îl găsiți în descriere, Adrian. O să începem și acolo cu live-urile cât de curând. V-am pupat. Ciao!